Bun găsit! O zi marțiană astăzi. Asta înseamnă că Marte ne ajută să spunem adevărul. Am putea face însă într-un mod mai puțin supărător. Trebuie să fim însă sinceri și cu noi înșine. Berbeci. Este foarte posibil să vă confruntați, să vă bateți în idei cu alții care au și ei argumentele lor. Lucrurile stau bine pentru voi, semn că poate reușiți într-o conversație. Pentru Tauri însă este o zi care aduce succes material sau financiar. Tot prin combativitate vă apărați drepturile financiare și reușiți. Gemenii în schimb au o zi fabuloasă sub aspectul relațiilor cu prietenii. Pot veni vești, invitații foarte plăcute, noi cunoștințe poate, care, atenție, vă fac preașugubeți. Pentru Raci este una din acele zile de autoritate, curaj și spirit de întreprindere, foarte bună pentru business sau cei care trebuie să ia decizii la muncă. Lei, în schimb, vorbesc cu mult aplomb despre adevăr și principii morale. Nu e rău deloc, dar trebuie să facă dovada că ei, în primul rând, sunt corecți. Pentru Fecioare se anunță o zi foarte bună, pentru că știu să calculeze resursele, cum să le investească, cum să cheltuiască, în ce să cheltuiască, astfel încât proiectele lor să iasă cu ce au acum la îndemână. Balanțele. O zi care vorbește de relații astăzi, sunt foarte energici, știu să impună partenerului sau să reclame niște drepturi care nu le-au fost respectate. În schimb, scorpionii comunică la locul de muncă și au foarte mult aplomb. Probabil că fac și niște critici celor care nu și-au făcut datoria, dar lucrurile se pot îndrepta și de aici vin și banii. Pentru săgetător, multă libertate, chef de joacă, foarte mult umor, lucru care îi salvează din situațiile neplăcute, însă trebuie să mai pună mâna și la treabă. Capricornii au foarte multe planuri legate de familie, vor să aducă familia mai aproape sau să îmbunătățească ceva în familie și de aceea aspectul de astăzi îi ajută să se analizeze pe ei mai bine, să vadă ce pot îndrepta. Vărsătorii, în schimb, au o zi foarte bună pentru bani și pentru comunicare, cumva din proiectele pe care le discută și poate chiar contractele pe care le semnează pot câștiga bani mai târziu. Iar pentru pești și pentru ei o zi foarte bună sub aspect profesional și financiar. Este posibil să li se facă o propunere, șefii să se gândească la ceva bun pentru ei și au ambiția să accepte. Așa încât o zi bună și cu mult curaj trebuie să o întâmpinăm. Ne vedem și mâine!